Fie că ești copil, femeie, operă sau o întreagă țară, bărbatul se uită cu atenție dacă tu ești produsul lui. Dacă nu ești, nu are milă pentru tine, te distruge sau te lasă în urmă. Așa se naște un război din ura bărbaților față de ce au făcut ceilalți bărbați. Dar cum arată războiul dintre femei și cum se poate face pace între ele? Prieteni, bună seara, sunt doctorul Andrei. În seara asta văd că Facebook-ul nu ne primește live-ul pentru că probabil s-a decalat ora de vară, dar nu e nicio problemă. O să stăm de vorbă noi cei de aici, de pe YouTube. Deși poate că aș putea să-l mai programez și pe cel de pe Facebook. Ok. Să sperăm că merge. Bun. Vă să zic că mai o secundă să văd dacă pot să-i conectez și pe cei de pe Facebook. Da, nu merge, nicio problemă. Ei bine, dragilor, și așa, cei de pe YouTube erau un pic frustrați de-a lungul timpului că nu apucau să-și vadă întrebările, dar în seara asta o să vorbim despre această psihologie a războiului între bărbați și, bineînțeles, între femei, pentru că războiul între femei și bărbați este prea sexist ca să facă obiectul unei dezbateri de ale mele, așa că la seducții și fidelități în seara asta o să discutăm despre cum arată războiul între bărbați și cum arată războiul între femei? Da. Da, bine, se știe. Există la mai toate speciile războaie. Dacă te uiți la cum conviețuiesc cimpanzei în clanuri, în diverse familii și cu masculi dominanți și tot felul de roluri în grupul lor de specie socială, o să-ți dai seama că seamănă destul de mult cu oamenii sau mai degrabă oamenii cu cimpanzeii. Sunt multe războaie între clanurile de cimpanzei și există multă violență, dar aproape întotdeauna această violență este declanșată de masculi. Ce este cu masculii aceștia? Ce este cu creierul lor? Ce este cu comportamentul lor? De ce vor ei neapărat să fie violenți între ei? Și la ce folosește atâta violență? Pentru că stai să te uiți cum omoară puii altor masculi, cum sunt ei, știu și eu, mânați de ura cea mai profundă și cât de sadici pot să fie în violența lor. Da, se întâmplă ceva cu aceste specii de primate și mai ales cu cele care au ajuns să fie oameni. Au conflicte mai toate speciile conflicte pentru teritoriu, de exemplu. Adică teritoriu ai, cât de vast este el, pentru că acest teritoriu se folosește pentru împerechiere și pentru hrană, da? Pentru a identifica hrana și asta înseamnă că îți este absolut necesar. Teritoriu la specia noastră nu înseamnă doar pământ, deși este cel mai vehement disputat teritoriul acela geografic, fizic. Oamenii au ajuns să aibă teritorii în ceea ce privește cultura, veți vedea teritoriile legate de apartenență, dar deocamdată haideți să ne lămurim ce este cu natura conflictului, războiului la alte specii. Vă să zic că pentru teritoriu unde se află împerecherea și resursele de hrană, dar resursele pentru a supraviețui. Locul cel mai sigur, apa, mâncarea, dar mai ales accesul la parteneri, la partenere, sunt extrem de importante pentru toate speciile care duc câtuși de puțină viață socială. Și atunci, bineînțeles că se vede violența, dar niciodată aceste specii nu se ucid, foarte rar se întâmplă să se ucidă în alte specii, membrii aceleași specii, așa cum fac oamenii, dar cum fac și unele primate, într-adevăr.
Ori asta înseamnă că există ceva mai presus de viața unuia sau altuia din specia respectivă, și anume viitorul. Ceilalți care fac parte din clan par să fie mai importanți decât viața unui individ. Și bineînțeles că mai toate mijloacele prin care un clan, un grup sau o generație se poate lupta pentru teritoriu este pus în mascul. Mascul este dotat pentru așa ceva. Dacă te uiți la el, de la taur până la gorilă și până la berbec și până la cocoș, ai să vezi pieptul acela scos înainte, făcut, proiectat special pentru a face față obstacolelor, pentru confruntare. Bineînțeles, vei vedea nu doar anatomia acelui mascul, ci și comportamentul lui, care, de exemplu, include tenacitatea de a învinge obstacolul cu atât mai mult cu cât obstacolul este mai dur. Adică această atitudine pe care o are și Putin la ora actuală, cu cât îi se opune mai multă rezistență, cu atât devine mai agresiv. O femeie nu ar face așa ceva. O femeie, văzând obstacolul, constatând că nu sunt șanse prea bune de reușită, este mlădioasă, este capabilă să se adapteze și o ia stânga sau dreapta. Aici zice Florin că să știți că pe Facebook nu funcționează. Știu, probabil că asta s-a întâmplat din cauza decalării orei de vară, dar eu cred că săptămâna viitoare va fi ok. Și Savana zice, dar cu războiul interior din tine cum rămâne? Războiul interior este acea tendință de a avea conflict intern, adică este conflictul intrapsihic între două lucruri la care o persoană ține foarte mult, care sunt importante pentru acea persoană. Ori asta înseamnă că se poate naște nevroza și persoana respectivă poate, personalitatea acelei persoane poate să fie afectată grav, să fie distrusă chiar în intensități psihotice, dacă acel conflict între două lucruri foarte importante continuă. Da. Bun, dar acum ne ocupăm de războiul dintre bărbați, în primul rând. Și vorbeam despre faptul că diversele specii sociale se luptă, își poartă războaie între clanuri și indivizi pentru împerechiere și pentru resurse care sunt într-un teritoriu anume. Și, practic, există această atitudine vehementă față de teritoriu, și anume, dacă tu te afli pe teritoriul meu, atunci sunt mult mai agresiv decât când eu mă aflu pe teritoriul tău. Veți vedea că acest lucru se regăsește și în comportamente umane. De exemplu, dacă cineva intră în casa ta și pune mâna pe o linguriță, ești mult mai vehement să protestezi și să-l sancționezi pe acela decât dacă cineva pune mâna pe o linguriță altcuiva. Vă zic că teritorialitatea este extrem de importantă pentru ponderarea sau pentru declanșarea violenței. Faptul că simți că ți aparține, că este al tău. Lucrul ăsta se întâmplă și cu unii bărbați care acționează împotriva femeii pe care simt că o posedă, că o au să fie a lor. Iarăși găsim asta în atitudinea domnului Putin, cred că este cel mai rostit nume luna asta, când el se referă la Ucraina ca la o femeie pe care își permite să o siluiască pentru că e a lui, să facă ce vrea el cu ea. Da? Și decât să fie altuia, mai bine o desfigurează. Se vede acest lucru și în comportamentul unora dintre bărbați. Bun, dar oamenii, ce fac oamenii cu teritoriul? Oamenii îl extind în diverse zone și una dintre cărțile pe care o am eu în pregătire este despre dezvoltarea teritoriului virtual la specia noastră, la oameni. Oamenii se luptă și poartă războaie pentru libertate, pentru identitate, inclusiv religie, pentru valori. Adică niște lucruri care pot să fie destul de abstracte, căci la urma urmei ce este libertatea? O, bineînțeles că și animalele își doresc libertatea, în momentul în care sunt constrânse să stea într-o cușcă, ele caută ieșirea, dar nu se luptă. Ele pur și simplu o iau ca pe o soartă. În schimb, omul resimte imediat dacă i s-au restrâns
gradele de libertate. Dacă nu se poate mișca, dacă nu poate să ia singur deciziile, începe să protesteze și, practic, libertatea de acțiune devine un teritoriu. Să fiu liber să mă mișc unde vreau, în țara mea, în casa mea. Și atunci te lupți pentru asta. Sau, cum vorbeam mai devreme despre identitate. Identitatea înseamnă o formă de deosebire față de ceilalți care îți permite să acționezi și îți dă legitimitate. Asta înseamnă că în apartamentul meu eu sunt stăpân. Pe ușă scrie numele meu. Și în felul acesta, prin identitatea pe care o menționez pe ușă, îmi permit să controlez acest teritoriu cu titlul de exclusivitate și să îi agresez pe cei care intră în casa mea. Nu știu dacă vă mai amintiți cazul lui Iovan, cel care avea o soție creatoare de modă și el pilot de avion și la un moment dat a surprins un tânăr care intrase pe proprietatea lor și l-a împușcat în cap, ocazie cu care a scăpat fără niciun fel de pedeapsă domnul Iovan pentru că era pe proprietatea lui. Atât de violenți pot să fie oamenii când este vorba să-și apere teritoriul, încât au stabilit prin convenție în societate că pot să fie oricât de violenți într-o astfel de situație și să ucidă fără să fie pedepsiți pentru că erau, cum se zice, în legitimă apărare pe teritoriul lor. Și bineînțeles că religia, făcând, dacă există mai multe religii într-o arie anume, ea devine temei teritorială. Pentru, poate v-ați gândit vreodată de ce există atâtea limbi și atâtea religii pe lumea asta, iar acest lucru poate fi explicat doar prin nevoia de teritorialitate a speciei noastre. Astfel încât inclusiv creștinii între ei, ortodoxi cu catolicii, sunt capabili, sau protestanții sunt capabili să se lupte și să se ucidă, pentru că acea formă de practicare a religiei face parte din identitatea lor, iar identitatea lor este un teritoriu virtual. Sau diverse valori, să nu se facă așa, să nu cumva să existe sex între bărbați sau să nu cumva să apară o persoană de culoare sau o femeie să voteze cum era pe vremuri. Da? Tot felul de convingeri care se transformă în valori și aceste valori sunt apărate cu obstinație până la maximum de violență. Bineînțeles că totul se desfășoară pe teritoriu. Asta însemnând că dacă tu ai o, să zicem, ideea de libertate pe care vrei să o aperi sau de identitate sau de valori, în momentul în care te afli pe același teritoriu cu cel cu care ai diferendul, conflictul vostru devine fizic, din conflict ideologic, din conflict de la distanță, din polemică, adică verbalizat totul, ajunge să se transforme în lovitură dacă cei doi se află în aceeași zonă unde se pot percepe direct și unde se pot atinge unii pe alții. Asta însemnând că maximum de potențial pentru conflict se află la graniță. Acolo unde cei dintr-o tabără și ceilalți din tabăra cealaltă ajung să fie în contact și de aceea republicile acestea autoproclamate, Donbas și Lugansk, sunt aflate nu întâmplător cu maxim de violență la granița dintre Ucraina și Rusia. Asta însemnând că avem două zone fierbinți. Capitala, locul unde simți că nu trebuie să cedezi și ești maxim de violent, și granița unde se naște disputa, pentru că acolo este maximă diferența de opinii. Apropo de diferența de opinii, indivizii sunt își exprimă diferența de opinii la graniță, însă în momentul în care unul intră pe teritoriul celuilalt și chiar ajunge în capitala celuilalt, nu mai este atât de vehement cu părerile lui. Este destul de precaut și de nesigur ca un fotbalist care joacă în deplasare. Ați văzut, fotbaliștii care joacă în deplasare sunt mulțumiți, se mulțumesc și cu 0-0, cu un scor de egalitate.
Iar cei care joacă la ei acasă, cum se spune, sunt maxim de vehemenți și de violenți, nu acceptă să fie învinși la ei acasă. De aceea, Kievul este văzut ca fiind ultimul loc pe care l-ar ceda ucrainenii, iar republicile acele autoproclamate de la graniță sunt zonele de dispută, unde se declanșează conflictul. Ce este de fapt competiția? Avem competiție și conflict. Bineînțeles, conflictul este cel care e violent și se vede foarte clar. Dar competiția? Competiția este o formă reglementată de conflict fizic. Asta însemnând că oamenii care joacă fotbal se află în conflict, dar pentru că este un joc cu reguli, se pot opri, nu-și rup picioarele și nu se ucid în timpul meciului de fotbal. Meciul de box, mai toate sporturile acestea de confruntare, vedeți? Acestea, de fapt, nu sunt sporturi. Adevăratul sport este confruntarea între tine și obstacolele corpului tău în raport cu mediul. Dacă însă contactul este cu un alt individ, acela nu mai este sport, acela este război. Corida este un război între două specii. Boxul, fotbalul, toate aceste confruntări între echipe sau între indivizi care se luptă unii cu alții nu sunt sporturi, deși ele sunt reglementate și astfel am putea să spunem că da, e vorba de o competiție. În ziua de astăzi, războaiele se duc sub forme destul de reglementate de competiție, cum ar fi, de exemplu, războaiele informaționale sau războaiele economice, care se desfășoară de ceva timp foarte amplu. Și bărbații, în excelență, fac acest lucru. Nu prea vezi femei să declanșeze războaie comerciale, poate războaie informaționale, mai discutăm despre asta, dar războaie cu armate nu o să vezi niciodată să fie pornite de femei, pentru că în genetica lor nu se află această predispoziție de a tranșa teritorial pe arii vaste propriile apartenențe. Ura. E, aici ne mai apropiem puțin și de femeie. Ce este ura? Am vorbit despre competiție, conflict și acum să discutăm despre ură. Ea este o categorie sentimentală, emoțională, care este de intensitatea unei pasiuni. Avem dragostea și ura. Și dragostea este o pasiune. Ea este extrem de violentă ca și manifestare, la fel de pasională cum este și dragostea. Ura nu te lasă să uiți pe cel pe care l-ai ca dușman. Ura merge cât poate ea de departe și ea este o pasiune care poate să motiveze o serie întreagă de conflicte. Când urăști pe cineva, cauți conflictul cu acea persoană și până la urmă ajungi la război. De aceea ura trebuie să fie educată în societăți ca să nu se ajungă la război. Societățile au de făcut niște lucruri extrem de simple și de eficiente înainte de a se ajunge la uciderea celorlalți. Ura interetnică. De aceea, probabil, civilizația occidentală folosește foarte mult conceptul de toleranță și față de minoritățile sexuale, și față de minoritățile etnice, și față de persoanele care sunt altfel decât majoritatea. Este, din păcate, un fel de bug, un fel de defect al democrației care se bazează pe majorități. Adică avem 51% dintre oameni care au votat cu un partid, ceilalți care sunt la 49% sunt văzuți ca minoritari și trebuie să accepte umilințe, ei nu sunt acceptați ca având contribuții în societate și de aceea de aici pleacă foarte multe conflicte care degenerează în războaie. Vă zic că războiul este al bărbaților. Bărbații se luptă pentru teritorii vaste. Din păcate, pământul este deja împărțit. Nu mai este nicio palmă de pământ de pe suprafața globului pământesc care să nu fi fost împărțită între bărbații națiunilor. Oriunde te-ai duce, dacă faci ceva, cineva te trage la socoteală, pentru că acela este teritoriul lui. Și aceasta este pornirea bărbaților. Bărbații au început să extindă teritoriile, după cum spuneam, în zone
spirituale, cum ar fi proprietatea intelectuală, cum ar fi identitățile, cum ar fi domeniile de competență. Îi vezi pe bărbați cât de vehement sunt când spun: bine, dar e specialitatea mea, nu-mi spui tu mie cine are dreptate. Și bineînțeles că bărbații se extind pe alte planete, explorează. Explorarea este acest comportament despre care am mai vorbit pe aici, pe acolo, de novelty seeking, prin care bărbatul caută, masculul în general, într-o specie, caută zone noi, explorează zone noi când el se simte în stare să se extindă. Pentru că este bine hrănit, este în formă bună, caută noi zone. Și acest lucru se vede la națiuni întregi. Cum a fost Germania înainte de primul și al doilea război mondial, o putere economică în plină expansiune, care până la urmă a găsit de cuvință să se extindă teritorial prin război, pentru simplu fapt că simțea că poate. Da? Și când vezi paradele militare și când vezi cultul personalității față de un individ anume, vei ști că acel individ va căuta să-și extindă teritoriul. De aceea democrația este extrem de importantă ca și formă de guvernare, fiindcă ea nu permite acapararea puterii de către o singură persoană, ci există cel puțin dualitate, dacă nu parlamentarism, polipartitism și așa mai departe. Multipartitism. Bun, vă zic că războiul este al bărbaților. Ei caută teritorii cât mai vaste și se luptă pe contre. Ce înseamnă pe contre? Atacă unul și în timpul ăsta celălalt se retrage. Veți vedea că dacă două femei se păruiesc, nu prea există așa ceva. Când două femei intră în conflict fizic și se întâmplă din ce în ce mai des, pentru că s-au masculinizat în ultima vreme, ele se păruiesc egal, niciuna nu se retrage, amândouă atacă. Bărbații au cultura revanșei. Adică ai mai învins tu, lasă că vine și mie rândul să te înving la mine acasă, la pe teritoriul meu. Au cultura escaladării. Adică dacă te opui, eu sunt și mai violent față de tine. Da. Bărbații sunt cantitativi în conflictul pe care îl generează în timpul războiului. Adică pentru ei nu contează gestul simbolic, contează distrugerea, gradul de distrugere la adresa celuilalt, câte arme arată, cât teritoriu au, câți prizonieri au luat. Bărbații numără prizonierii și numără prada de război. Da. Bărbații distrug, pentru că acest lucru face posibilă victoria pentru ei. Adică, practic, când un bărbat observă că nu poate să învingă, el distruge. De ce face acest lucru? Pentru că e mai importantă victoria decât integritatea. Adică, pur și simplu, vezi că, așa cum face și Putin cu Ucraina acum, cu orice preț trebuie să aibă acel ceva. Eu obișnuiesc să dau exemplu cu bărbatul care mută un dulap. Și pentru că dulapul, de exemplu, este prins de podea, el împinge, înjură, aduce scule, până la urmă distruge dulapul numai ca să-l mute, ca să reușească. Este încă ceva aici. Adică bărbații distrug nu doar obiectele, ei distrug copiii celorlalți bărbați, ei distrug femeile celorlalți bărbați. În războaie, bărbații care atacă violează femeile și ucid copiii celorlalți bărbați. Ori asta vine din instinctul de paternalitate. Adică instinctul paternal îi cere masculului să nu recunoască apartenențele și produsele genetice ale celorlalți bărbați, ale celuilalt mascul, să distrugă pentru a lua de la zero, să fie el cel care construiește și cel care deține. Va să zic că asta este caracteristica bărbatului într-un război pe scurt. Da? Este teritorial, este marcat de competiție, de cantitate, de distrugere, de paternalitate, de revanșă și escaladare. De multe ori bărbații ajung la convenții și societatea a reușit să supraviețuiască și să progreseze, pentru că dincolo de partea economică a reușit și să facă niște convenții între bărbații violenți.
tratatele de pace, alianțele, regulile de război, să nu fii criminal de război, să nu folosești arme de distrugere în masă. Aceste lucruri sunt niște bunuri ale civilizației care au explicat de ce omenirea a rezistat până acum și încă nu s-a distrus, dar ea are o tendință asimptotică pentru, către așa ceva. De ce? Pentru că încă mai există țări unde un singur bărbat ajunge la putere și unde acela reacționează instinctiv și nu ca și ființă civilizată. De exemplu, Putin nu respectă niciun tratat și minte tot timpul. Bun, dar haideți să vedem cum stau lucrurile la femeie. Dacă așa arată războiul bărbaților, cum arată războiul femeilor? Fiți fără grijă că vă răspund întrebărilor, însă să termin cu teoria, că după aceea nu mai știu unde am rămas. Războiul femeilor este pentru afecțiune, este pentru copiilor. Adică o femeie nu se luptă neapărat pentru ea când intră în conflict cu o altă femeie. Dacă vă gândiți cumva că există război între femei și bărbați, după cum spuneam, este un război sexist. Dacă o femeie se luptă și se luptă inclusiv cu acesta. Deci, după cum spuneam, războiul femeii este pentru afecțiune. Și afecțiunea este extrem de importantă pentru viața femeii, fiindcă nu este, cum cred bărbații, o slăbiciune, o subiectivitate și atât. Afecțiunea pentru femeie este maximum de energie, este motivația ei de a trăi, este calea cea mai scurtă către fericire. Motivația femeii în afecțiune este extrem de importantă pentru dragostea ei, pentru iubirea ei față de copii și pentru cei din dragi, pentru apartenență într-o afecțiune, adică să fie a cuiva anume, și pentru că se iubește cu acel cineva, femeia este capabilă să ducă lupte crâncene, într-adevăr. Cum arată conflictul femeii cu altă femeie? După cum spuneam, atacă amândouă și par să nu se oprească. Un bărbat care a încercat să desprindă două femei încleștate într-o păruială știe cât de greu este să le desfaci degetele, știe cât de greu este să le convingi că se poate și altfel decât prin conflict. Rare ori ajung femeile să se atace fizic. Ele se urăsc de la distanță și de obicei atacă prestigiul celelalte și eventual existența celelalte. Dar nu încercând să o ucidă pe cealaltă, ci încercând să o elimine din memoria celorlalți. Vrea ca cealaltă să nu fie menționată. De aceea, din teritorialitatea femeii, unul dintre cele mai vehemente momente este când descoperă firul de păr al celelalte în dormitorul ei cu bărbatul ei. Acel nenorocit de fir de păr reprezintă aproape totul pentru că simbolizează prezența celelalte acolo. Dacă bărbatul s-a despărțit de o altă fostă, de o altă femeie, actuala nu suportă să doarmă în lenjeria folosită de cealaltă femeie, în patul folosit de cealaltă femeie, în casa în care intră cealaltă femeie, pentru că își dorește, are nevoie să dispară orice urmă de acelelalte. Ori aici, bineînțeles că lucrurile încep să capete dramatism. Da? Ce poți să faci ca să faci pace între bărbați și ce poți să faci ca să faci pace între femei? Ceea ce îl face pe bărbat să oprească un conflict fizic, armat, un război, este autosuficiența. Faptul că îi se recunoaște victoria. Mai că celălalt bărbat nu este dispus să facă asta de multe ori. Faptul că spui că este un bărbat inteligent și că știe să se lupte. Faptul că vorbește despre motivele lui de a se lupta. Îl poate face să devină generos și să se oprească. În rest, învingerea bărbatului este una fizică până la anihilarea fizică, pentru că adică trebuie să fie pe jos și umilit și făcut incapabil să se mai miște. Da? În schimb, o femeie se oprește din conflict dacă se ivește siguranța pentru afecțiunea ei și pentru copilul ei și pentru partenerul ei și pentru casa ei. Dacă au ieșit din casă toți ceilalți, dacă a fost curățată casa, dacă copilul nu mai plânge, dacă bărbatul este lângă ea și îi spune că a ales-o pe ea,
femeia se oprește. Mai sunt unele discuții între două femei. Știți și dumneavoastră sunteți mamă și eu sunt mamă și pentru că sunteți mama soțului meu, mă înțelegeți de ce eu vreau să stea copilul nostru cu noi acasă și să nu stea în grija noastră, mamă, soacră. Bineînțeles că acest lucru de multe ori este un dialog al surzilor, dar se face acest apel la similitudine. În mod normal, dacă faci asta între doi bărbați, probabil că ei vor fi în conflict și mai abitiri, pentru că egalitatea stârnește conflictul între bărbați. În schimb, între femei, pentru că ele sunt mai inteligente emoțional, poate să declanșeze empatia și cele două femei să ajungă să se înțeleagă. Pentru a evita conflictele în general, societatea, după cum spuneam, a făcut niște convenții, cum ar fi, de exemplu, granițele între țări, da? Manierele în conflict, regulile în sporturi și în diversele competiții. Regulile par să fie ceva, regulile sunt ceva stupid în natură. Da? Singurele reguli în natură sunt instinctele. În schimb, oamenii fac aceste convenții pentru că altfel realmente s-ar ucide între ei. Dintr-un lucru foarte mic, dintr-un joc de cărți. Jocul de cărți trebuie să aibă reguli. Cine nu respectă regulile stârnește foarte multă critică din partea celor din jur. Ei bine, când e vorba de reguli, conflictele între bărbați pot să aibă oarecare reguli, conflictele în femei nu prea au reguli. Și asta pentru că, după cum spuneam, este o stupizenie să ai reguli când vrei să elimini pe cineva. În afară de reguli, mai există și raționalizarea. Ce înseamnă raționalizarea? Înseamnă să dai logică. Oricum, logica se desfășoară după reguli, da? De exemplu, regula axiomei, care trebuie să fie valabilă întotdeauna și luată în calcul. Aceste raționalizări sunt capabile să aplaneze conflictele între bărbați, nu și între femei. Pentru că, iarăși, femeile nu acordă prea multă atenție raționamentului, ci părții emoționale, iar bărbații, la rândul lor, nu prea reușesc să aplaneze conflictele între ei din motive emoționale, ci mai degrabă din motive raționale, cum ar fi și regulile. Spuneam că femeile nu reușesc să-și aplaneze conflictul între ele prin raționalizare și prin reguli. Și asta pentru că limbajul între ele este unul emoțional și limbajul între ele și ceilalți oameni este unul emoțional. Și atunci, ceea ce poți face și nu prea este văzut în societatea umană, este să transpui unele dintre valorile bărbaților în zona conflictelor dintre femei, pentru că femeile au luat de la conflictele bărbaților ce e mai rău. De exemplu, instrumentalizarea, înarmarea. Da? Dar ar putea să ia din comportamentul bărbaților și contactul fizic preventiv. De exemplu, să dea mâna unul cu altul. Bărbații fac acest lucru sau să se salute de la distanță, să-și arate lipsa armelor. Femeile obișnuiesc și ele să se ia în brațe și să se pupe, dar se știe foarte clar că dacă sunt pornite în conflict, nu vor face acest lucru. Și dacă există o tensiune între ele, adio, nu se mai întâmplă asta. Poate să existe forma aceea ipocrită de pupătură, mua, mua, care numai pupătură nu este și se vede foarte clar. Când vezi asta la două femei, vezi că fiecare dintre ele ține mai mult la machiajul ei decât la împăcarea cu cealaltă sau la buna relaționare cu cealaltă. Da, poți să previi o bună parte din conflictele între femei, cultivând la fetițe încă de când sunt mici posibilitatea de a se atinge, de a da mâna, de a face împreună lucruri, inclusiv de natură fizică. Unele fete din instinct fac acest lucru, de exemplu, umblă de mână ca două prietene foarte bune, sau se pupă, se îmbrățișează și acest lucru, câtă vreme funcționează, previne o sumedenie dintre conflictele dintre femei, dintre fete. De asemenea, alte două valori extrem de importante în societate ar merita cultivate mai mult între femei, și anume cultivarea prieteniei adevărate, durabile între femei, cu fair play-ul acela pe care l-au și bărbații în prieteniile lor și cultivarea mentoratului între femei, adică să creezi într-o societate cadrul în care o fată să poată să învețe de la o femeie experimentată.
Din păcate se întâmplă extrem de rar în ziua de astăzi. Și femeile mature ar trebui să audă acest lucru și să înțeleagă ce au de făcut, și anume să le adune în jurul lor pe fetele celelalte. Pe vremuri existau pensioanele sau școlile de fete. De când au apărut școlile mixte, s-a hipersexualizat interacțiunea între elevi și eleve și s-a transformat într-o prelungire a perioadei de ură între băieți și fete, iar fetele nu au reușit să mai învețe de la mentor femei, ci de la mentor bărbați, și așa s-a produs această convergență în societate între masculinitate și feminitate. Dacă deja a pornit războiul între două femei, atunci probabil că una dintre ele trebuie să dispară. Și ce poți să faci tu într-o situație din asta? Păi poți să dispari și tu parțial dacă tu vrei pace cu adevărat. Nu trebuie neapărat să lupți, da? Poți să dispari. Ce înseamnă să dispar parțial? Înseamnă să ieși din zonă, dar să mai apar din când în când pentru a atrage. Și atunci lupta ta este una prin atracție, cum ar trebui să fie de altfel lupta între femei. Una prin care fiecare femeie își folosește propriile aturi pozitive în fața bărbatului, nu armele împotriva celelalte femei. Mâine seară, prieteni, o să vorbim despre un caz, se numește Suntem prietene, dar ne urâm, și o să răspundem într-un mediu destul de bine delimitat acestei întrebări. De ce nu există pederastie feminină? Pederastia este un vechi comportament care este prezent între bărbații mai în vârstă și băieții mai tineri, fără să fie homosexualitate neapărat. Este o formă de dominație, inclusiv pe baze genitale, dar la femei nu există așa ceva. Și este interesant de discutat de ce nu apare acest lucru, pentru că acest lucru ar explica și de ce mentoratul este mult mai redus în rândul femeilor decât în rândul bărbaților. Dar acum, hai să vedem ce putem să discutăm ca și răspuns pentru comentariile voastre, prieteni. Ale. A, nu, mai devreme. Denisa. Războiul în oră este războiul pe teritoriu punctual, adică pe bărbatul respectiv, care este și fiul soacrei și soțul norei. Soacra ar trebui să, ca să nu aibă război cu nora ei, ar trebui să meargă și pe teritoriul norei fără să intervină, fără să comande, ci doar să aprecieze ce e acolo. Nora ar trebui să meargă acasă la soacră și să venereze ceea ce știe soacra să facă și să preia unele dintre valorile soacrei pentru a le aplica în viața cotidiană a bărbatului ei. De asemenea, soacra nu are de ce să aibă cheie de la casa norei, și nora ar trebui să aibă o proprie relație cu soacra, nu doar prin intermediul soțului. Ale, vreau să știu cum poate ieși o persoană din depresie, s-a despărțit de iubitul ei, plânge, nu vrea nimic, nu are voință, o doare stomacul, ce se poate face? Pastile, picături pot ajuta? În primul rând, poți să o soliciți, nu neapărat să o compătimești. Adică să-i ceri să te ajute în ceva. În al doilea rând, nu trebuie să-i spui să-l uite pe acela, ci să-i spui că este normal să parcurgă această perioadă în care tânjește după acea persoană. În al treilea rând, poți să povestești și tu despre tine ce s-a întâmplat cândva și să-i fii pur și simplu alături, să petreci timp cu acea persoană. Nu este nevoie neapărat de picături și pastile. Picăturile și pastile sunt necesare când, pentru o vreme mai îndelungată, persoana nu doarme deloc, de exemplu, cel puțin 5 zile la rând, nu se mai duce la serviciu cel puțin de o săptămână încheiată în șir și nu mai are legături cu familia, cu cei apropiați obișnuiți. Cineva zice, Psihopedia zice, ce liniște este în chatroom în comparație cu Facebook. A, cât că este Marius. Bună, Marius. Îmi pare bine să îți văd din nou sprâncenele. Da, este un alt mediu. Îmi pare rău că cei de pe Facebook nu au reușit, nu au putut să beneficieze, să beneficieze, să se conecteze. Este din cauza că Facebook-ul nu își coordonează ora de vară, probabil cu Patreon. Romelia zice, ura vine din frustrări. Ura
poate să vină din, și din frustrare, este ura de tipul geloziei, da? Adică al invidiei. Mulți oameni spun, ești invidios pe mine, dar omul care este invidios are un complex de inferioritate pe care nu reușește să-l compenseze. Și atunci, într-adevăr, se poate ivi ură. Dar ură, ca și pasiune, este prezentă nu doar în frustrările de tip invidie, ci și în situația în care o persoană simte că s-a luat ceva de natură afectivă, cum ar fi iubitul sau iubita. Ioana, ura vine din cauza unor traume, exemplu abuzul sexual, dar cu timpul o femeie se poate vindeca dacă este iubită sau apreciată. Este ura aceasta din traume are două posibilități. Ori se transformă într-o depresie cronică pentru că trăiești neputința, ori dacă nu accepți să trăiești neputința, și să te lași subjugată de toți ceilalți care abuzează de tine, atunci trebuie să te mobilizezi printr-o formă de ură. De fapt, acea ură este o formă de asertivitate, de combativitate. Doina. Războiul este dovada că nu există egalitate între femei și bărbați. Bărbații ar asculta de eu nu știu dacă mă mai auziți. Se tot întrerupe. Ah, sper că mă auziți din nou. Îmi pare rău, nu știu, este o seară ciudată. Dar sper să ne mai... Sper că mă auziți. Ok. Numai o secundă să văd unde am rămas. Ok. Dar, într-adevăr, dacă bărbații ar ține cont și de dorințele sau valorile femeilor, nu ar fi atâtea războaie sau nu ar fi deloc. Da? Denisa, ne-am despărțit de un an, el nici acum nu știe ce vrea, familia lui influențează fiind uniți, îl influențează, fratele lui a sărit să mă lovească, el nu a avut nicio reacție, nimic, ce aș putea face să mă vrea înapoi? Asta este efectul faptului că nu v-ați stabilit o casă proprie, un teritoriu controlat de amândoi, ci probabil cel puțin el a vrut foarte mult să țină contactul cu familia de origine. Contactul cu familia de origine trebuie să devină simbolic după căsătorie. Așa, Denisa. Ne-am întâlnit la insistențele mele, m-a ținut numai de mână și zice că îi pare rău că ne-am stricat relațiile familiale. Aș avea cum face pace cu ai lui și să fim fericiți împreună? Da, trebuie luați pe rând ai lui, pentru că nu sunt toți la fel. Da? Unii sunt mai vehemenți, alții mai împăciuitori. Și făcută câte o relație pozitivă cu fiecare dintre ei, nu prin intermediul soțului. Florin. O femeie, dacă nu te poate avea, atunci te vrea mort. Un bărbat, dacă nu te are, e de ajuns să nu te mai vadă și îi trece. Interesantă combinație de concluzii. Dar și un bărbat te bârfește și te urăște dacă nu te poate avea. Acum depinde ce fel de pasiune este el obișnuit să aibă. Eroul din tine. Conflictul dintre femei la locul de muncă se poate rezolva? Da, se poate rezolva, dar după ce se poate observa care este bărbatul care a stârnit această competiție. Pentru că de multe ori este vorba de un bărbat. Poate să fie și o competiție de dragul unei alte colege care ar avea atribute masculine, cum ar fi faptul că este șeful. Da? Și de aceea este o chestiune de management, adică cum administrezi locul de muncă în calitate de șef.
Elena, pe Facebook nu mai sunteți în direct. Din păcate nu merge Facebook-ul acum în direct cu mine. Ioana, ceea ce vreau să spun, sunt băieți care se rușinează a săruta fata în fața părinților. Se înroșesc precum un măr. Da, există așa ceva și este firesc să se întâmple așa. Cum să-l săruți pe băiat sau pe fată în fața părinților? Probabil că cei care nu se rușinează sunt cei care au avut familii foarte mari, cu multe neamuri. Marius, despre refugiile în universul altuia, oare cine întreabă firul de iarbă dacă îl doare atunci când este călcat în picioare? Ha, frumoasă întrebare. Îl întreabă alt fir de iarbă pe limba firilor de iarbă, probabil, pentru că cel care calcă, probabil că se simte un fel de Dumnezeu, dar nici măcar un Dumnezeu adevărat căruia să-i pese de fiecare ființă. Denisa, ar trebui să credem în legile Universului? Ce gândim, aceea atragem? Ce puteți spune despre asta? Oare suntem prea urucioși și de aceea primim asta în ziua de azi? Legile Universului nu prea sunt pe înțelesul oamenilor, pentru că oamenii gândesc într-o manieră liniară, adică ei delimitează strict. Mă, o secundă, că trebuie să răspund și pe și unor mesaje. Bun. Tot eroul. Conflictul dintre femei la locul de muncă. Se poate rezolva, am discutat. Adela, ce părere aveți despre reacția lui Will Smith de la decernarea premiilor Oscar? I-a dat o palmă comediantului Chris Rock, care făcuse o glumă proastă despre nevasta lui Will Smith. Acest lucru arată în primul rând că Will Smith trăia într-o tensiune de ceva timp și că în interiorul lui este un conflict mare între a-și apăra soția sau a rezolva problema de sănătate pe care o are soția lui și a fi un om, a fi un om cu principii sau cu reguli într-o societate unde este, de exemplu, o ceremonie în desfășurare. Unii spun că a fost o înscenare, alții se întreabă dacă un bărbat ar trebui să facă asta. Eu cred că într-o măsură oarecare ar trebui să facă asta. Bineînțeles că un om cu educație, nu știu, eu de exemplu nu m-aș fi dus să-i dau una acelui bărbat, ci m-aș fi dus să iau microfonul și să spun unde greșește, în public eventual, astfel încât să învețe cineva din toată treaba asta. Dar asta cu pocnitul probabil că este la fotbali, la sportivi și la actori. Uneori lipsa culturii produce acest lucru sau alteori frustrarea cronică, după cum spuneam, pentru că multora li s-ar părea disproporționat gestul, fiindcă de fapt el a acumulat multă tensiune de ceva timp. Romelia zice, eu nu vreau dreptate, eu vreau pace, cea mai bună. Bun, dar pacea necesită uneori și oarecare confruntare, de exemplu confruntarea de idei, pentru că pacea este garantată în timpul unei dictaturi, să zicem. Este pace în societate, fiindcă de frică toată lumea stă să aștepte să vadă ce se mai întâmplă și nimeni nu vrea ceva în plus. Marius, ce credeți că l-ar putea determina pe Putin să oprească atacul și mai ales cel îndreptat împotriva civililor? Probabil că este foarte târziu pentru Putin să oprească ceva, dar dacă cineva îi dă vreun argument de mărinimie, cum ar fi, de exemplu, să îi spună un președinte important, eu știu că domnul Putin poate să oprească atacul dacă vrea, atunci s-ar putea ca Putin să vrea să demonstreze asta. Ioana zice, nu iubesc războiul, îl urăsc foarte tare. Păi și ura față de război, tot ură este, nu-i așa? Ce faci când urăști războiul? Te lupți ca să aduci pacea, așa spun mulți dintre cei care sunt agresori. Andrei,
De ce eu ca bărbat, din ce motiv nu-mi plac copiii? În special cei mici nu mă atrag absolut deloc și nu simt niciun sentiment afectiv. Care ar fi motivele? Uneori se întâmplă o reacție față de copilul care ai fost. Alteori ți se pare că cei mici sunt un pericol pentru că arată ca niște gândaci. Alteori, ce mai spus bărbații? Ai senzația, apropo de instinctul de paternalitate, că nu sunt ai tăi pentru că nu seamănă. Da? Și atunci ai această reacție față de ceilalți copii. Ia să vedem. Îmi cer scuze pentru întreruperi, nu știu ce să mai fac cu tehnica asta. Paula, cum ar fi o societate condusă de o spiritualitate feminină și de o administrație masculină? Exista în matriarhat așa ceva. Bărbații se ocupau cu procurarea hranei și eventualele conflicte între clanuri și cea care era pe piedestal era mama fertilă, da? Femeia fertilă, mama. Și zeița supremă era zeița fertilității, da? Zeița pământ. Asta pe vremea când era importantă fertilitatea și era importantă hrana. Acum nu mai sunt importante, ele sunt în exces. Fertilitatea este în exces, omenirea se mulțește exponențial și hrana este încă la discreție, cel puțin în partea de civilizație care conduce. Gabriela, de ce bărbatul face competition cu femeia și începe să o denigreze și să o combată cu orice mijloace până la distrugerea totală? Pentru că în genetica bărbatului există această tendință cibernetică de a răspunde de fiecare dată provocării. Și când provocarea vine de la o femeie, cu atât mai vehement este bărbatul, cum să mă provoci tu pe mine? Da? Și bărbații care sunt violenți în familie cu copiii sunt pentru că acei copii, li se pare lor, i-au provocat răspunzându-le și contestând ceea ce au zis. Cami, competiția profesională între femeia mai în vârstă și cea mai tânără are caracteristici masculine. Există șansa ca cea mai în vârstă să devină mentor pentru cea mai tânără fără a exista o competiție? Bineînțeles, dar asta înseamnă să îi oferi cele mai tinere din competențele tale fără să-i ceri ceva în schimb. Înseamnă să o ajuți și să observi când reușește ceva. Și atunci, bineînțeles, că cea tânără începe să se apropie de tine. Claudia, de ce din ce în ce mai des auzim de bărbați chiar trecut de 40 de ani care sunt dependenți de familiile lor și și sunt întreținuți de partenerele lor, pe partenerele le ignoră pur și simplu? Asta se întâmplă pentru că există gerontocrație în societate, adică cei în vârstă, părinții acestor bărbați de 40 de ani, continuă să câștige mai mulți bani decât ei, decât bărbații de 40 de ani. Pentru că au fost întreținuți de părinți, cei de 40 de ani, acei bărbați nu prea muncesc și nu prea câștigă bani și atunci se simt dependenți economic de părinților în continuare. Doina, ce spuneți despre prietenia veche, adevărată și cultivată aproape zilnic între doi bărbați? După cum spunea Platon, prietenia între doi bărbați este superioară dragostei pe care acești bărbați ar putea avea pentru femei. Și de ce este așa? Pentru că este mai reglementată și pentru că este degrevată de sexualitate, în bună măsură, să zicem. Camelia, de ce un bărbat este gelos de față cu alți bărbați, dar te face geloasă dacă sunt femei în jur? Pentru că sunt femei în jur. Adică el reacționează prin gelozie, pentru că e în competiție cu acei bărbați care sunt de față și când bărbații nu sunt de față, atunci, bineînțeles, că reacționează față de accesul la femeile care sunt de față. Andreea, cum aș putea face să am mai multă încredere în mine și să-mi cresc stima de sine? În copilărie am fost foarte mult comparată cu alți copii de către tatăl meu. Ce pot face? Se pune problema unui sistem de autoevaluare bazat doar pe reușite, adică să observi doar ceea ce iese și să construiești pe ceea ce iese. De asemenea, se pune problema selectării anturajului, astfel încât să nu se mai ivească indivizi care critică cu orice preț pentru că invidiază sau se află în competiție cu tine. Veronica,
Nu pot rămâne îndrăgostită dacă ceva nu este pe placul meu. Mai peropânește, mi se taie. Este un lucru bun că nu pot să mă îndrăgostesc sau durează puțin pentru mine? Ei, acest lucru ține și de obsesivitatea din personalitate, adică tendința la perfecțiune, dar ține și de cultura identificării defectelor, de care vorbeam mai devreme, și de aceea este foarte important să poți începe să identifici calitățile celui din jur, nu contează că sunt femei sau bărbați, pentru că altfel există riscul de a rămâne doar cu propriile valori. Georgeta, primită cu bucurie, cartea Am fost odată ca niciodată. Mulțumesc, îmi pare bine că a ajuns. Și voi puteți să primiți gratuit această carte, prieteni, dacă deveniți patroni a Institutului de Relații Umane și a doctorului Cristian Andrei pe patreon.com/drandrei, așa cum scrie jos în acest ecran. Fiind patroni la secțiunea frate sau soră, beneficiați de tot ce scriu eu pe gratis. De asemenea, dacă sunteți patroni, mâine seara de la ora 20 puteți să intrați în legătură cu mine, vă răspund tuturor. Subiectul, ca și dezbatere de caz, este suntem prietene, dar ne urâm. Este despre de ce nu există pederastie feminină. E destul de, știu ce, pretențioasă discuția, dar sper să vă facă plăcere. Marius zice, totuși mi-e teamă că Putin are un scop care îi scuză mijloacele, dar mă bucur că ne dați speranțe. Ah, da, întotdeauna investim pe cei care nu știu să comunice cu niște puteri paranormale, ni se par misterioși, dar bieții de ei nu prea știu să vorbească. Dan, război între bărbați. Motivul este dorința femeii de a se stăpâni cât mai mult, de a stăpâni cât mai mult prin frumusețea ei. Dacă nu eram așa diferiți estetic, eram mult mai fericiți. Da, femeia atrage, bărbații concurează pentru ea, dar asta nu înseamnă să existe un război cu distrugerea tot ce s-a construit până atunci. Din păcate, sunt foarte mulți bărbați care distrug pe femeia pe care speră ei să o păstreze, sunt foarte geloși pe ceilalți bărbați, dar nu acționează asupra celorlalți bărbați, ci asupra femeii pe care pretind că o iubesc. Viorel, indiscutabil, pacea între femei există, chiar dacă iubesc același bărbat, dar aveți dreptate, între două rele aleg a treia. Da, se poate dacă femeile acelea au fost crescute în mândria că sunt femei sau că erau fete, în fair play-ul acesta dintre două persoane de același gen, în capacitatea de a recunoaște un mentor, da, feminin. Denisa, credeți că într-adevăr Universul ne dă ceea ce gândim și cerem? După despărțire am început să citesc cărți să înțeleg ce se întâmplă cu viața mea. Universul nu ne dă și nu stă să vadă ce îi dăm. Însă bineînțeles că noi putem să luăm de la Univers ceea ce există în Univers și putem să dăm ceva ce cu siguranță poate să existe în Univers. Adică cel mai simplu, Universul este indiferent dacă tu te bucuri sau nu de ceva. Și de aceea probabil că ceea ce gândim și ceea ce cerem sau ce facem vom primi, pentru că e loc pentru toate în Univers. Și Svetlana a primit cartea, mă bucur, Svetlana. Doina, stați că nu mai știu unde eram. Ok. Pacea între femei cred că este formală, conjuncturală sau pe interes. Da, pare să fie așa ceva destul de subțirel și de formal între femei pacea. După ce a existat ură, mai greu să faci pace. Dar contează, cred că ține foarte mult de bărbații care sunt în jur ca cele două femei să se înțeleagă cu totul altfel. Prieteni, mâine seară discutăm despre cazul Suntem prietene, dar ne urâm, despre de ce nu există pederastie la femei. Și sper să ne întâlnim și să discutăm relaxat, fără probleme de tehnică. Iar lunea viitoare, cine știe ce alt subiect vom avea, de-abia aștept să vă reîntâlnesc, îmi place să vorbesc cu voi și întotdeauna văd că aveți păreri, dar și întrebări foarte interesante. Se vede că sunteți cultivați. O seară frumoasă în continuare și de-abia aștept să vă reîntâlnesc mâine seara la 8 sau lunea viitoare la 8.